Moldova întotdeauna s-a bucurat de faima unei țări ospitalitare care și-a deschis larg ușile pentru toate popoarele. Ea a fost și este un stat polietnic și aceasta ne oferă posibilitatea de a cunoaște alte tradiții, alte culturi și cel mai important, de a ne cunoaște pe noi înșine. Suntem mulți, diverși, dar în același timp suntem egali. Festivalul etniilor cu genericul Unitate prin Diversitate e o sărbătoare comună care ne unește spiritele, ne purifică cugetele și ne lasă purtați de gândul că nouă, celor din domeniul culturii, ne revine datoria de a studia, promova, valorifica și transmite generațiilor următoare obiceiurile și tradițiile strămoșilor noștri, precum și a etniilor care conviețuiesc alături de noi. Bună ziua, stimați locuitori și oaspeți ai orașelului Glodeni! Obiectivul Festivalului Etniilor este valorificarea și privitoarea tradițiilor minorităților naționale, precum și dezvoltarea dialogului intelectual, consolidarea relațiilor de prietenie între reprezentanții diferitor naționalități care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova. În raionul Glodeni avem 60.370 de locuitori, dintre care 45.840 sunt moldoveni, 10.650 sunt ucraineni, 52 bulgari, 1260 polonezi, 2170 de ruși, 34 găgăuzi și 360 de romi. În cadrul acestui festival avem invitate etniile care locuiesc pe meleagurile glodenene și anume polonezi, ucraineni, ruși, găgăuzi, bulgari, țigani. Astăzi ne vor prezenta programe artistice, port popular, etniile ucrainene și poloneze. Acest festival este organizat de Secția Cultură Glodeni și Casa Regională de Cultură cu sprijinul Consiliului Regional și Primăriile Glodeni, Primăria Comunii Iebloana, Struzovca, Funduri Noi, la care le aducem mulțumiri. Și aș dori acum să-i ofer cuvânt primul orașelului Glodeni, domnului Iulian Bogdan. A devenit o tradiție frumoasă în Republica Moldova, toamnă, să petreacă, să desfășoare Festivalul Etniilor. Această sărbătoare merită de a fi desfășurată în legătură cu faptul că în țara noastră trăiesc în pace și liniște diferite naționalități ale diferitor popoare, care pe parcursul anilor s-au înrudit unul cu altul, s-au căsătorit, au botezat, au cununat, au dat naștere tinerilor generație, care împreună cu toții au contribuit la dezvoltarea statului Moldav. Pe parcursul vieții s-au cunoscut tradițiile, obiceiurilor a diferite naționalități, care a devenit un lucru interesant și plăcut. După părerea mea, deci, în profilul timpurilor care le trăim, aceste tradiții trebuie promovate și în viitor. În calitate de mine de primar, vreau să spun că orașul Glodeni trăiesc împreună de ani de zile diferite naționalități la rând cu naționalitatea de bază. Nu vreau să trag cu vederea și comunitatea poloneză a statului Stârcea, care, vreau să spun cu mândrie, ne prezintă prin acel ansamblu de stârceanschi zvonești, ne prezintă la diferite măsuri culturale, festivaluri, concursuri, atât în Republica noastră, cât și peste hotare, inclusiv în Republica Polonă. Vreau să doresc ca pe viitor poporul moldav, care este în diferite naționalități, să trăiască în pace și liniște, cu stimă și respect unul față de altul, după justă valoare și să găsească rolul în societate și împreună cu toții, să contribuim la dezvoltarea statului în diferite sfere, social, politic, cultural, economic. Doresc ca sărbătoarea de astăzi să fie cât mai interesantă, cât mai veselă și cât mai plăcută. Istorie.
reciproce dintre Polonia și Moldova au început să se dezvolte odată cu constituirea statului moldovenesc. În conformitate cu legislațiile Republicii Moldova, polonezii au dreptul de a funda organizații culturale obștești. Astfel de organizații funcționează deja în Chișinău, Bălți, Bender, Râbnița, Stârcea și contribuie la dezvoltarea culturii naționale a limbii poloneze, tradițiile, consolidarea relațiilor de prietenie dintre Moldova și Polonia. Comunitatea poloneză a statului Stârcea în acest moment este o ramură a comunității poloneze din Bălți. La moment, în statul Stârcea este Casa Poloneză, muzeu și ansamblu de dansuri și cântece poloneze Stârceanske Zvonečky. În fața dumneavoastră, cu un program artistic, vă vine formația Stârceanske Zvonečky, care reprezintă etnia poloneză.
очі. А мій миленький варенички в очі. Навари, милая, навари, милая, навари. Уха-ха, моя чорнобривая, навари. Дай дріва вже немає, голубі сізенькі. Нарубай, милая, нарубай, милая, нарубай. Уха-ха, моя чорнобривая. Нарубай, милая, нарубай, милая, нарубай. Уха-ха, моя чорнобривая. Та й сили вже немає, милий мій миленький. Поздравляет вас всех с сегодняшним праздником. Желаем творческих успехов. Село Яблона насчитывает 2820 жителей, из которых 60% украинцы, 40% молдаване. Живем мы в нашем селе дружно. Никаких национальных нету таких разногласий. Село наше одно из самых старых в районе. В этом году мы праздновали 570 лет образования нашего села. Первое документальное упоминание о селе Яблона – это в 1442 году. Этой дате мы посвятили, то есть был конкурс у нас на храме села, где участвовали жители села Яблона, учащиеся.
И сегодня два номера из этого конкурса, две песни, которые мы посвятили нашему селу, мы для вас исполним. Наш коллектив исполняет первые две песни, это посвященные нашему селу. Как не любить тебя, не воспевать тебя, милая яблона? Как не любить тебя, не воспевать тебя, милая яблона? Базарі жінки чоловіків продавали. Як прийдеться до ладу, то я й свого поведу та й продам. Як прийдеться до ладу, то я й свого поведу та й продам. І злихну тузок і сукала, взяла свого милого залегала, та й повела на базар, до тирниці прив'язала. Та й
й повела на базар, до тирниці прив'язала. Як наїхало купувальниць, як наїхало торгувальниць, стали думачі гадать, що за цього мужа дать. Стали думачі гадать, що за цього мужа дать. А за цього мужа треба дати, а за цього мужа треба взяти пару коней вороних, 600 рублів золотих. Пару коней вороних, 600 рублів золотих. Ой, стала я подумала, з грішми треба носиться, з кіньми треба водиться. А мій милий чорнобривий до роботи не лінивий, він для мене знадобиться. А мій милий чорнобривий до роботи не лінивий, він для мене знадобиться. Білим цвітом цвела.
Mulțumesc mult! Am încheiat acest festival pe o notă majoră. Cred că v-a plăcut tuturor. Și din partea conducerii raionului, a secției cultură Glodeni, mulțumesc mult tuturor celor care și-au adus aportul pentru organizarea acestui festival, în special primăria satului Sturzovka, primăria satului Danul, primăria satului Iabloana, pentru participare activă și e o sărbătoare pentru noi toți, fiindcă Republica Moldova, alături de ani, de zile, de sute de ani, conviețuiesc pașnic multe minorități naționale, la fel și în raionul nostru. Dar evoluările în scenă au luat sfârșit, dar festivalul nu s-a terminat. Vă invit pe toți cei care au savurat cu plăcere colectivele care au evoluat în scena aceasta să guste din bucatele care au fost pregătite cu mult drag de gospodinele din localitățile pe care le-am menționat mai sus. Fiindcă, trăind alături unul de altul, noi ne intercalăm nu numai prin cultură, prin spirit, dar și prin bucate. Sper să vă placă tuturor